Festivalul Narciselor din Comuna Sălașul de Sus a ajuns în acest an la cea de-a 21-a ediție. Evenimentul este organizat în fiecare an în preajma sărbătoririi Sfinților Constantin și Elena și adună sute de turiști și de localnici dornici să admire frumoasele flori. Cei care doresc să viziteze aceste locuri sunt invitați să admire florile din Poiana Narciselor, dar să nu le rupă. Festivalul are loc sâmbătă și duminică, iar pe lângă campionatele de fotbal, premierea unor localnici va avea loc și un spectacol folcloric, iar evenimentul se va încheia cu un spectaculos foc de artificii. În 20-21 mai, în Comuna Sălaș de Sus, va fi Festivalul Narciselor, ediția 21-a. Sâmbătă vor fi diferite activități cu copiii de la școala gimnazială. După masa va fi un campionat de fotbal pe teren sintetic între satele aparținătoare comunei. Duminică de dimineață va fi tot un campionat de fotbal împreună cu AJF-ul, promovarea fotbalului la nivel de rural, de comună, echipe aduse din tot județul și mulțumesc pe această cale președintului AJF. După masa, la ora 3, va fi premierea 3:30, premierea cuplului care împlinesc 50 de ani de căsnicie, plus am câțiva sportivi, ce vă spuneam înainte, care au obținut rezultate deosebite și la nivel județean și în afara județului național și internațional, la diferite sporturi, premierea, și după aceea va urma spectacolul folcloric și cu focul de artificii la închiderea spectacolului folcloric. Poiana Narciselor se întinde pe o suprafață de aproape 20 de hectare, fiind situată între localitățile Sălașul de Sus și Nucșoara, la poalele Retezatului, accesul putându-se face și cu mașina. Oamenii locului spun că primele narcise au fost aduse la Sălașul de Sus în anul 1900 de un cetățean olandez. Iubite de localnici pentru forma și parfumul lor, narcisele au fost protejate și au ajuns să se dezvolte în perimetrul dintre cele două sate.